Că poți să-ți lași așa. Sacoul ți-l poți lua pe tine. Chiar este destul de bine sacoul. Bun. Acest costum l-am făcut noi, Made to Measure, Ionut, și vreau să vă spun foarte pe scurt despre stilul business elegant. Probabil se vede cât de cât nuanța, culoarea. Să știți, culoarea se vede într-un fel la lumina naturală și într-un fel la lumina artificială. Acum, în interior, nu știu cât de bine se vede pe video, dar este un blămaren foarte închis. Și i-am propus lui Ionut să facem un blămaren foarte închis, fiindcă asta poate fi purtat atât foarte elegant, deci dacă mergi undeva și spui și o cravată la gât, poți să ești formal, aproape formal, nu formalul de tuxedo, dar e un costum business pe care chiar îl poți lua la orice eveniment. Când o să ai întâlnirile respective despre care ne spunea, nu știu, dacă mergi la București sau la asociația voastră cu fotbalul, dacă te duci îmbrăcat în stilul ăsta și spui și o batistuță finuță albă, chiar și fără cravată, acum depinde cât de elegant vrei să fii tu, fiindcă mi-ai zis că n-ai vrea să fii nici extrem de elegant, dar să fii cât prezentabil. Dacă mergi în stilul ăsta, părerea mea că efectiv n-ai cum să dai greș cu un asemenea costum. Asta e costumul business, clasic, elegant, cu care oriunde ai merge o să fii bine îmbrăcat. Reverul l-am făcut în stilul rândunică și mereu propun acest stil de rever, fiindcă poate fi purtat și mai elegant, e un pic mai special decât celălalt notch lapel și o să vedeți o imagine pe fundal ce înseamnă notch lapel, e tăiat aici. Eu ăsta îl propun fiindcă mi se pare cel mai potrivit. Dimensiunea lui am ales-o în funcție de lățimea umerilor pe care are Nuț și înălțimea lui, dar aici la dimensiunea reverului poate fi făcut mai mic. Acum în funcție de preferințele fiecăruia sau în funcție de... Eu propun, tuturor le propun cât de dezvoltat zi, cum ți-am zis și ție, ăsta mi se părea cel mai potrivit. Nu știu dacă ți-am propus să-l facem mai mare de atât, dar știu că tu mi-ai zis că ăsta... S-am arătat un model mai mare. La ăsta, da. Nu știu, n-aș vrea era un pic prea mare. Da. Era un pic... E un costum care mă simt foarte bine în el și îmi place foarte mult. Eu am rămas surprins de faptul că l-am făcut foarte cambrat și ai zis că te simți comod din el. Da, că... da, nu, chiar pot să fac mișcări pentru că o să vedeți și materialul următor. Uh-huh. Am câteva sacouri care... Sunt foarte largi sau te țin? Mă țin. Uh-huh. Și asta așa cum l-am făcut, chiar pot să fac mișcări și mă simt... Vreau să vă spun în contextul, în condițiile în care stofa e din lână 100% și nu are niciun fel de fibră sintetică, elastan să se întindă, am rămas surprins, dar acum mi-am dat seama de ce l-am făcut în stilul de unstructured, se numește în engleză, l-am făcut fără întărituri prea puternice la umăr, e doar o perniță foarte moale și aici la piept am pus un canvas destul de moale. Țin minte la început că era semi-căptușit sacou, dacă ți-aduce aminte, căptușala era doar pe anumite părți, după aceea l-am completat cu căptușala, dar nu s-au pus acele întărituri care îl fac mai rigid un pic sacou. Și deși destul de cam, dar să te întorci un pic cu spatele să se vadă și să lași un pic brațele pe lângă tine. Se vede destul de clar cum îi stă și pe talie. Aici o idee l-am lăsat puțin de tot, puțin plus de material. Aici normal se mai putea lua dacă vrem să fie lipit de cord, dar nu recomand. Deci nu recomand să fie lipit, fiindcă în momentul în care faci brațele, nu-s puțin așa, când faci brațele așa deja nu o să te mai lase materialul să-ți duci mâinile în față. În schimb aici, dacă am lăsat puțin material care nu arată rău, asta îi permite corpului să permite brațelor, știi, să se ducă în față liniștit. De asemenea, pe talie l-am făcut destul de camrat. Aici, în funcție de corpul fiecăruia, își alege dacă se poate camra sau dacă nu. Și lungimea e foarte importantă. Ionuț, fiind o persoană foarte înaltă, i-am sugerat neapărat, în primul rând, să acopere mușchii fesier, cum repet mereu, dar să ne uităm și la înălțimea purtătorului. Și cu cât e mai lung sacoul, e foarte important să nu fie nici exagerat de lung, dar dacă e mai lung, e mai elegant și arată mai bine. Vă recomand tuturor să aveți, asta e una din bazele despre care voiam să menționez, încep cu tuxedo, costumul formal, pe care la un moment dat orice bărbat ar trebui să-l aibă în garderobă, e un costum negru, tu l-ai deja, l-ai avut cel de ceremonie, iar al doilea costum din punctul meu de vedere și probabil unul dintre cele mai versatile, acest tip de blumaren și cu un costum gri. Deci asta ar fi o bază pe care un bărbat dacă o are, părerea mea, e suficient. Deci ulterior, cine mai vrea să aibă și alte costume, mă refer cum ai tu sacoul ăla de in sau să ai costume pe alte nuanțe, carouri, dungi sau alte lucruri, dar asta e o bază. Tu deja ai baza, mai mult decât baza, zic așa, ai și costumul blumaren pe care îl poți purta
acest sacou îl poate purta cu blugi și cu cămașă și cu tricou sau cu, în mai multe combinații, dar îl poate purta și în varianta asta foarte elegantă. Asta e una din bazele pe care vă recomand. Costum Bleu Marine, nu o să vă pară rău, o să-l puteți purta în multe, multe situații. Ok, cam atât despre Costum Bleu Marine, nu o să intrăm în multe detalii, cam asta e. La pantaloni, să ții puțin cămașa așa, Ionuț, la pantaloni aș vrea să vă arăt, i-am făcut cu sistem de ajustare și pe o parte și pe alta, să întorci un pic și cu fața și pe partea asta. I-am propus lui Ionuț să facem treaba asta fiindcă e foarte practică, adică e foarte ușor de strâns. Dacă la un moment dat slăbești, nu știu dacă e cazul la tine, dar dacă la un moment dat slăbești, nu e nevoie să ajustăm pantalonii, să-i strâmtăm, ci pur și simplu strângi de chestiile alea. Acum, la presiune intensă, se mai desfac și mai trebuie să te strângi de ele. Dar, în special pentru faptul că e foarte ușor și practic de folosit și pe lângă asta arată foarte elegant. Nu uitați, cu cât e mai simplu o ținută, cu atât e mai potrivită. Deci, aici e super simplu în față. Cureaua reduce din eleganță, să nu uitați. Cureaua poate fi purtată în anumite ținute și o recomand fără problemă, dar la ținutele foarte elegante, dacă n-ai curea, e mai bine. În special la ținutele formale.